Că am ceva vești bune pentru toți posesorii de Tesla și nu numai, pentru că de ieri Tesla a deschis toate încărcătoarele, toate Tesla Supercharger-ele pentru toate mașinile electrice. Indiferent ce mașină electrică ai avea, de ieri poți să încarci și în România la toate Supercharger-ele. Despre asta vom vorbi într-un alt clip, pentru că în acest clip vreau să vă arăt și vreau să mergem și să vă arăt cum se ajunge și cum se accesează noul Supercharger din București la Mega Mall. În primul rând, deja a apărut și pe ecran. Dacă mergeți pe ecran și intrați în zona aceasta de supercharger, veți vedea că el este deja pe hartă. Deci îl puteți găsi și în aplicație, îl puteți găsi deja și pe hartă. Ba mai mult, este chiar primul de sus. Ceea ce mă bucură cel mai mult este că are și mai multe stații de încărcare decât cel de la Promenada, ceea ce o să ne ajute pe toți care avem mașini electrice, în special pe cei care deținem o Tesla, să nu mai așteptăm la coadă, pentru că mai devreme, chiar pe hartă, chiar acum cred că jumătate de oră, îmi arăta că la Promenada erau deja toate ocupate. După cum vedeți aici, în momentul acesta din 8 sunt doar 2 libere, iar la Mega Mall, la cel nou din 14, sunt 8 libere. Deci este mult mai bine, cumva se redresează și chestia asta, pentru că la Promenada deja începuse să fie foarte aglomerat de foarte multe ori. Ba chiar ultima dată când am fost la încărcător, am așteptat undeva la 25 de minute doar pentru a încărca mașina, ceea ce este incomod, cumva era nevoie și în București, mai ales că din ce în ce mai multe persoane încep să cumpere mașini Tesla și atunci și încărcătoarele ar trebui să fie din ce în ce mai multe. Eu anticipez că în câțiva ani o să vedem și în București din ce în ce mai multe încărcătoare Tesla, probabil și unul în zona militară ar trebui și nu numai, poate și în Berceni și așa mai departe, ar fi foarte, foarte utile. Acum depinde foarte mult și de cât de multe mașini Tesla se vor vinde în România. Vom vedea din ce în ce mai multe încărcătoare, probabil cei de la Tesla au o statistică și pot vedea câte mașini Tesla s-au vândut și cât de aglomerate sunt încărcătoarele lor, pentru că iau și o statistică pe care știți că o puteți vedea. Și în funcție de asta probabil vom vedea și alte încărcătoare Tesla Supercharger-e. Acum haideți să setez aici, să mergem direct la ea și după cum vedeți sunt 14 staluri în total, dar sunt doar 8 disponibile în momentul ăsta, dar vreau să vă arăt și cum puteți ajunge și cum puteți urca, pentru că este pentru prima oară când merg acolo, dar cam știu unde este. Este parcarea pe deasupra mall-ului, în exterior. Și va trebui să mergeți cumva pe lateral, să intrați pe stradă pe lateral pentru a urca sus, dar haideți că vă arăt când ajungem direct acolo. Că aproape am ajuns acolo și dacă vedeți pe hartă, de obicei intrarea în parcarea subterană este undeva în față. Voi va trebui să o luați cumva aici la stradă, cumva dreapta prin spatele mall-ului, deci mall-ul cumva este pe partea dreaptă și nu pe partea, pe strada principală, să urcați să coborți în subteran. Bine, se poate intra și prin partea dreaptă și puteți coborî în subteran și prin partea dreaptă, dar uitați aici, dacă vă uitați pe hartă, acesta este mall-ul. Mai există o intrare în zona asta aici, da? Deci nu intrați pe intrarea aceasta, cumva pe lateral, va trebui să mergeți și să intrați prin lateral. Iar aici urcăm pe lateral, urcăm sus, după care ajungem în partea asta de superioară și aici sunt încărcătoarele și vom merge împreună acum să vă arăt exact traseul. Mie îmi spune să fac dreapta, după care să întorc mai în față, să ajung aici. Mai era o variantă, să intru pe străduță aici, după care să mergem spre mall cumva prin spate, prin lateral mall-ului. Dar da, aici facem dreapta, mall-ul este în față și trebuie să ajungem undeva deasupra mall-ului. Este foarte ușor de ajuns și chiar aș putea spune mai ușor decât la Promenada. Și
și îmi place mult mai mult când este deasupra. De obicei, eu când veneam aici la Mega Mall, acolo parcam mașina deasupra, pentru că era întotdeauna liber și urcai, coborai și foarte ușor în mall din partea superioară, mai ales pentru cei care vin la cinema, pentru că este și un cinema aici, dacă nu unul dintre cele mai mari din București, dacă nu mă înșel, cred că unul dintre singurele cinemauri care au 4D, dacă mi-aduc aminte bine, și chiar veneam din când în când aici și probabil o să mai trec, dar n-aveți timp să vedeți un film până când se încarcă mașina, n-aveți timp, deci mașina se încarcă mult mai repede decât ați vedea un film. Am intrat pe această alee, deci era varianta să venim din lateral. În partea stângă aici este ieșirea din mall, dar și intrarea. Deci dacă vă uitați cumva în partea stângă, vedeți cei care ies de aici, ies din mall. Nu puteți să faceți direct stânga pentru că au blocat astea aici. De asta spunea să veniți pe strada asta. E, o altă variantă ar fi, pentru că acum nu sunt mașini, putem să întoarcem aici sau ar veni să faceți stânga, puteți să întoarceți sau puteți veni pe strada cealaltă. Normal, nu e normal să întorci aici, dar există și această posibilitate, mai ales că astăzi este sâmbătă, nu stătea mașini. Iar aici urcați sus, deci pe intrarea laterală, urcați sus și vedeți intrarea în partea dreaptă, da? Deci o luați pe partea dreaptă, nu coborâți jos, în partea stângă este jos, iar voi trebuie să o luați exact pe partea dreaptă. Este foarte simplu, chiar mai simplu decât la promenadă, dacă veniți odată aici, este extrem de simplu. Trebuie să fiți atenți pentru că aici este un pic îngustă urcarea. Dacă aveți un Model X care e mai mare, e un pic mai complicat, dar cam asta este urcarea. Și în momentul ăsta ajungem sus pe acoperiș. Foarte, foarte simplu și aici tot așa un pic îngustă trecerea, dar nu este ceva de netrecut. Și cam acum ajungem. Am vrut să fac chestia asta pentru că știu că sunt multe persoane care nu locuiesc în București și multe persoane care vin și de afară să încarce și așa îi vă ajuta data viitoare să ajungă mai rapid la încărcător, să nu mai bântuie pe aici prin zona asta, să nu intrați în parcarea de jos și așa mai departe și după aia să urcați iar, să întoarceți. Aici luați un tichet. Mi se pare că o să și vedem cât costă, dar mi se pare că o oră sau ceva de genul este gratuit, după care va trebui să plătiți, dar este o sumă infimă. Și tot pe aici coborâm, tot pe aici este ieșirea. Deci după ce încărcați, coborâți pe același drum și după care ieșiți normal. Aici mai sunt câteva încărcătoare, am văzut, și pentru alte mașini electrice, iar încărcătorul Tesla este exact înainte. Deci cum mergeți pe banda aceasta galbenă, i-au schimbat destul de mult aici. Înainte arăta un pic diferit, dar în momentul ăsta chiar arată altfel. O să parchez exact la încărcătorul ăsta. Vedeți, sunt deja câteva mașini aici. Ia. Voi parca exact aici și vom vedea și viteza de încărcare. Deja mașina s-a precondiționat cumva, s-a încălzit înainte, am dat să se încălzească pentru că am pus navigația aici și haideți că mă duc să pun încărcătorul, după care vă arăt cu cât se încarcă. Deja am 60% baterie, deci cumva viteza de încărcare va fi mai mică, dar haideți să vă arăt, este și V3-ul, deci cumva este un încărcător rapid, cel puțin în România. N-a ajuns încă V4, o puneți la încărcat și la Tesla e foarte simplă treaba. Se încarcă chiar rapid, ia uitați ce repede a prins. Intru înăuntru și avem și a început să încarce. Și vedeți aici și viteza de încărcare, 40 de kW, 60 și așa mai departe. O să stau aici să încarc până la 100% pentru că am bateria LFP. Ceea ce mă lasă să o încarc până la 100%. Ia uitați, 99 de kW la 60%. Scade un pic, probabil scade pe la 80. Cam așa, dar este super ok, mai ales că afară este destul de frig, 1 grad, chiar este zăpadă pe jos. Viteza este destul de bună la început. Deci cam asta este. Ca și preț, 2,25 RON kWh momentan. Acesta este prețul cam peste tot în România, deci indiferent la ce încărcător mergeți, chiar și la promenada, este aici. Ia uitați-vă exact ce v-am zis, ia uitați, la promenada e deja aglomerat. Și ăsta a fost un motiv pentru care am făcut clipul acesta, pentru că
aș vrea cumva ca mai multe persoane să afle și de încărcătorul ăsta, pentru că aici este mult mai gol decât la promenada, unde deja acolo se așteaptă 10 minute. Deci aici este liber, iar acolo se așteaptă. Și multe persoane care vin din afara Bucureștiului ar trebui să învețe și de acest încărcător, care este chiar mai bun ca cel de acolo. Uitați câte staluri sunt aici, sunt foarte multe și sunt foarte multe goale. În momentul ăsta sunt doar câteva mașini, câteva Tesla, chiar dacă în momentul ăsta se pot încărca mult mai multe mașini, cred că încă este gol și cu timpul sper să vină mult mai multe persoane aici. Bun, cam ăsta a fost clipul, sper că a fost util. Dacă aveți întrebări, întrebați-mă în comentarii, vă voi răspunde cu drag. Voi face un clip și cum să încarci o mașină non-Tesla electrică la aceste supercharger-uri. Așa că stați aproape, dacă vreți să vedeți acolo toate informațiile, voi intra în aplicație și vă voi explica exact cum să faceți pas cu pas. Bun, cam ăsta a fost clipul. Vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne vedem în următorul clip. La revedere!